Obezitatea a devenit un fenomen îngrijorător la nivel mondial. Numărul persoanelor obeze s-a triplat din anul 1975 încoace. În 2016, peste 1,9 miliarde de adulți erau supraponderali, iar 650 de milioane obezi. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în 2020 figurau 39 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani supraponderali sau obezi. Pandemia de COVID-19 a accentuat însă epidemia de obezitate. Profesor universitar dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România și președintele de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, atrage atenția asupra epidemiei de diabet și obezitate în contextul COVID-19 și asupra complicațiilor care vin la pachet. Se vorbește tot mai mult de globezity. Vorbim de diabet și obezitate ca de o pandemie. Și pentru că suntem într-o perioadă pandemică, aș vrea să vă întreb unde ne vom duce cu această epidemie sau pandemie de diabet, cât de frică trebuie să ne fie de ea și care este povara pentru sistemele de sănătate. Da, mi-a plăcut ce ai spus, cât de frică să ne fie. Da, să ne fie frică, pentru că globezii înseamnă, de fapt, pandemie de obezitate. În urmă cu 5-6 ani, doi dintre cei mai ilustri diabetologi din lume, Sir George Alberti și cu Paul Zimmet din Australia, au spus că, de fapt, epidemia de diabet și obezitate împreună reprezintă cea mai mare epidemie de boli cronice din istoria umanității. Așa este. N-are rost să venim cu cifre și nu acestea contează, ci fenomenul calitativ. Aceasta este realitatea. Și la această afirmație se adaugă una dezamăgitoare care a apărut chiar în zilele acestea, în care se recunoaște oficial că, de fapt, tratamentul obezității pe plan de sănătate populațională reprezintă cel mai mare eșec din istoria medicinii. Deci nu există în momentul de față nicio țară din lume sau regiuni dintr-o anumită țară în care să se dovedească faptul că prevalența sau incidența obezității este în scădere. Din contră, este în creștere. Creșterea prevalenței și a incidenței obezității este strâns legată de apariția diabetului zaharat de tip 2, bineînțeles, astfel încât ceea ce s-a propus în cadrul unui foarte ambițios program de sănătate elaborat de OMS, Organizația Mondială a Sănătății, și de Națiunile Unite sub forma planului strategic de ameliorare a bolilor cronice netransmisibile, cele 5, cele 4 care sunt boli cronice, boli cardiovasculare, dar și cele cerebrale, diabet, obezitate, pulmonare și cancerul, să se reducă cu 25% frecvența lor până în anul 2025. Avem 4 ani, dar slabe speranțe să se îndeplinească acest lucru. Și acest, fără îndoială, te îndreptățește, așa cum ai spus, să afirm ceea ce, fără îndoială, au spus atâția, să ne fie frică, într-adevăr, de această epidemie. Care epidemie, vreau să spun, să știi că a fost agravată de această pandemie de SARS-CoV-2. Momentul este unul dramatic, pentru că zilnic avem în cabinete de consultație cazuri noi de diabet zaharat care au apărut ca în timpul SARS-CoV-2, în timpul bolii. Vorbesc de faptul că terapia celor care erau internați cu această boală, terapia, ca să le fie salvată viața, a avut ca efect secundar niște creșteri glicemice impresionante. Oamenii care nu făceau tratament cu insulină a trebuit să primească doze imense de insulină pentru așa o față a diabetului zaharat, care nu știm cum va evolua în momentul de față. Este
aceeași evoluție ca la celelalte forme de diabet. În momentul când apare, nu dispare toată viața, dar toată viața reușim să o controlăm perfect? Sau virusul acesta a reușit să atace celulele beta din pancreas, dar și sistemic organismul care nu mai răspunde la insulina care se administrează sau pe care organismul o are într-o cantitate mai mică. Aceasta pe plan de diabet. Pe planul obezității, noi clinicienii vechi, încă de anul trecut din martie, la primele publicații pe care noi am considerat că trebuie să alertăm populația legată de stilul de viață, viața sub asediul virusilor, a fost primul meu eseu pe care l-am publicat anul trecut în luna martie, am subliniat atenție, atenție, atenție la mișcare și atenție la mâncare, pentru că carantinarea aceea, unii din comunitate au zis că așa trebuie să fie, să ciugulească tot timpul, să nu se miște, și consecințele au fost kilograme în plus au însemnat țesut adipos în plus, țesut adipos în plus a însemnat de fapt o depresie a reacției imunologice a organismului. Acest lucru se resimte și în momentul de față. Sunt persoane care în timpul epidemiei au avut 10-15 kilograme. Pe plan de diabet și pe plan de obezitate, lucrurile sunt cele pe care le-am spus. Adăugați la aceste lucruri efectul diabetului pe complicații și a obezității la fel. Cu alte cuvinte, cardiologii americani au publicat în urmă cu o lună un material și un poster impresionant, atenție la tsunami cardiovascular care urmează după o epidemie.